Bun găsit, sunt Simina Lupu și vă prezint știrile Media TV Medgidia. Iată principalele titluri ale serii. Ieri, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Constantin Livadariu, șeful Asociației de Dezvoltare Zonală Medgidia. Poliția municipiului Medgidia a desfășurat o acțiune în piața centrală din oraș între orele 9 și 11. Ieri, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Constantin Livadariu, șeful Asociației de Dezvoltare Zonală Medgidia. Acesta ar fi deturnat fonduri fare, așa că va fi nevoit să se prezinte în fața magistraților pe 1 octombrie. Municipiul nostru face parte și din Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia, o asociație publică-privată formată din 8 administrații publice, Siliștea, Tortomanu, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Castelu, Peștera, Medgidia și Prefectura Constanța și 10 instituții din sectorul privat, 4 organizații non-guvernamentale și 6 societăți cu răspundere limitată. Cum ajută Asociația de Dezvoltare Municipiul Medgidia? În primul rând, aș vrea în 2-3 cuvinte să vă prezint ce înseamnă o structură asociativă tip asociație. Medgidia face parte din mai multe tipuri de asociații. În primul rând, face parte din Asociația Municipiilor din România. Este o structură în care toate municipiile din România, reprezentate de primar, se întâlnesc odată la 6 luni la o ședință a adunării generale în care discută problematica specifică a administrației locale cu referire la municipiile din România. Se iau decizii, hotărârile ale Consiliului, ale adunării generale a primăriilor și acestea sunt transmise guvernului ca și solicitări, cerințe, observații și altele asemenea. Asociația are și un rol de a consulta municipiile și în același timp transmite către municipalități principalele proiecte de acte normative, astfel încât acestea să fie judecate și eventual amendate dacă este cazul. Primăria Medgidia mai face parte, sau municipiul Medgidia mai face parte din alte asociații. La nivel județean, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Constanța, care administrează sistemul de alimentare cu apă și canalizare în județul Constanța-Tulcea, în județul Ialomița, în județul Prahova și de curând și Republica Moldova. Asociația este formată din toate localitățile care au aderat la ea și ca urmare a aderării la această asociație, fiecare localitate a primit o finanțare din Plan Operațional Sectorial de Mediu pentru reabilitarea, modernizarea unora din obiective. În cazul Medgidiei se reabilitează rețele de canalizare și apă și de asemenea se modernizează stația de epurare a orașului, lucrare în derulare care are termen de finalizare 30 noiembrie 2013. Medgidia mai face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea, care administrează sau manageriază deșeurile industriale și menajere din județul Constanța, în conformitate cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor. Asociația este formată din totalitatea localităților din județul Constanța, împărțită pe zone, cu afectarea unor depozite pentru depozitarea deșeurilor și respectiv cu un program ambițios pe plan operațional sectorial de mediu pentru închiderea depozitelor neconforme. Medgidia are asigurată o finanțare pentru închiderea depozitului neconform și, de asemenea, în zona Medgidia, respectiv la Tortomanu, se va deschide un depozit ecologic, finanțare 98% Uniunea Europeană, 2% contribuția Consiliului Județean și a primăriilor. La nivel zonal, Medgidia are o asociație intercomunitară tot pentru gestionarea deșeurilor, se numește ADIM. Din ea fac parte 19 localități care împreună au un contract de delegare a serviciului de salubritate și de colectare a deșeurilor cu o societate care este un operator pe acest domeniu și care cu ajutorul căreia se asigură curățenia în localități și colectarea deșeurilor până la apariția noului depozit și respectiv pe toată perioada de 49 de ani cât este contractul de delegare de servicii. Nu în ultimul rând, la nivel foarte local, să spunem, Medgidia este, fiind centru urban între câteva comune, a înființat și o asociație de dezvoltare zonală, care se cheamă ADZM Medgidia și care are în vedere mai ales programe de dezvoltare și atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea comunelor și a zonei rurale a municipiului Medgidia. După cum știți, unitatea administrativ-teritorială Medgidia este formată din municipiul Medgidia și satele Valea Dacilor și Remus Opreanu, iar la această asociație de dezvoltare zonală au aderat și comunele Castelul, Cuza Vodă, Tortomanu, Siliștea și Ciocârlia.
Ideea a fost aceea de a implementa proiecte destinate mai ales mediului rural, dar și urban, cu proiecte îndreptate către dezvoltare economică, dezvoltarea agriculturii, a serviciilor pentru agricultură, proiecte de silvicultură, proiecte de mediu. Toate acestea se realizează într-un mod organizat. Structura are ca și coordonator pe domnul director Livădariu Constantin. La Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Medgidia, coordonator este domnul Mirica Dumitru, care este și administrator public la primăria Medgidia. La nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal, președinte este Nicușor Daniel Constantinescu, președinte Consiliul Județean. La Asociația de Dezvoltare Dobrogea, președinte este domnul Cristian Darie, vicepreședinte Consiliul Județean. Iar la Asociația Municipiilor din România, președinte este domnul primar al municipiului Pitești, domnul Tudor Pendiuc. Acestea sunt structurile asociative din care municipiul nostru face parte. Municipiul Medgidia are câteodată de câștigat și de pe urma proiectelor finanțate din fonduri europene realizate de către Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia. De cele mai multe ori, beneficiarii acestora sunt locuitorii din Siliștea, Tortomanu, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Castelul și Peștera, însă unele programe includ și cetățenii orașului Medgidia și ai satelor Valea Dacilor și Remus Opreanu, parte integrantă a municipiului nostru. Este posibil ca unele dintre proiectele ce sunt realizate pentru satele din jurul Medgidiei să beneficieze și municipiul? Da, nu la toate proiectele există beneficii comune și pentru Medgidia și pentru localitățile rurale. Acolo unde municipiul Medgidia participă în proiecte și are și beneficii, poate să și contribuie, pentru că în general se pune problema cofinanțării proiectelor. Cofinanțările sunt între 2 și 50% în funcție de tipul de proiect și în funcție de ghidul de finanțare lansat de Uniunea Europeană, respectiv de Guvernul României. În funcție deci de acest lucru, primăria care participă în proiect contribuie cu partea de cofinanțare. Bineînțeles că are și beneficii în legătură cu rezultatele proiectului. Cele mai multe din proiectele pe care ADZM le-a implementat au fost destinate agriculturii. De la, pregătirea specialiștilor în agricultură, stabilirea unor tineri în sate sau în comunele din jurul municipiului Medgidia, achiziționarea de echipamente și mașini agricole, înființarea de noi culturi agricole, înființarea de noi perdele forestiere sau chiar plantații forestiere, pregătirea profesională și schimburi de experiență în România și în străinătate, în toate domeniile vieții sociale, dar mai ales în cele din mediul rural. Ieri, procurorii Direcției Naționale Anticorupție București au dispus trimiterea în judecată a lui Constantin Livadariu. Potrivit acestora, în perioada mai 2008-iulie 2009, în calitate de manager de proiect, prin Asociația de Dezvoltare Zonală Medgidia, Constantin Livadariu ar fi deturnat destinația fondurilor FARE, creându-se astfel un prejudiciu de circa 31.000 de euro. Dosarul a fost înaintat spre soluționare judecătoriei Constanța, primul termen fiind stabilit pentru data de 1 octombrie. Deocamdată, șeful Asociației de Dezvoltare Zonală Medgidia, Constantin Livadariu, este în delegație în Finlanda, iar primarul Marian Iordache încă nu a fost anunțat cu privire la trimiterea acestuia în judecată. El promite însă să ia măsuri dacă acesta va fi găsit vinovat de către magistrați, până atunci Livadariu beneficiind de prezumția de nevinovăție. Astăzi, Poliția Municipiului Medgidia a desfășurat o acțiune în piața centrală din oraș, între orele 9 și 11. Astfel, timp de 2 ore, oamenii legii au purces la verificarea comercianților și a legalității comerțului desfășurat de aceștia. Începând cu ora 9, mai multe echipaje ale Poliției din Medgidia au împânzit piața centrală și au blocat toate ieșirile. Acțiunea oamenilor lege a avut drept scop și creșterea gradului de informare a populației cu privire la modalitățile de prevenire a furturilor și a tâlhăriilor prin smulgere. Astăzi, mulți dintre comercianții ambulanței Medgidiei nu au fost de găsit, deși acum câteva zile piața era plină de bijnițari care vindeau telefoane și țigări la negru. Însă proprietarii tarabelor care au fost controlați astăzi au fost găsiți în regulă. Cum vi se pare această acțiune venită din partea Poliției Municipiului Medgidia? Această acțiune din partea Poliției orașului Municipiului Medgidia mi se pare de foarte bună și sperăm să se repete. Nu că n-ar fi venit până acum, dar în continuare să fie tot așa activ cum au fost până acum. Iar din partea noastră, ca virgulă comercianți, noi suntem cooperanți și le stăm la dispoziție cu tot ceea ce dânsii doresc. Dumneavoastră ați primit controlul lor? Sunteți în regulă? Dacă noi suntem în regulă? Păi normal, dacă mă trebuie pe mine, cum pot să spun că nu sunt în regulă? Sunt în regulă. Sunt cel mai în regulă.
Mă înțelegeți asta? Și de aceea, cum v-am mai spus, deci este foarte bine ca prin piață totdeauna să treacă cât un control în acesta, pentru că știu eu, paza bună trece prin Medgidia totdeauna. Toți comercianții care posedă tarabe în piața centrală au fost controlați și nevoiți să prezinte actele pentru produsele scoase la vânzare. Marea majoritate a comercianților au fost încântați de acțiunea poliției. Mi se pare foarte normală, deci toți trebuie să-și facă serviciu în toate punctele de vedere. Eu zic că e binevenit. Dumneavoastră asta... Care lucrează fără niciun act și fără nicio asta. Dumneavoastră ați primit controlul dumnealor astăzi? Mai mereu primim controle din partea poliției și e binevenită pentru noi, care suntem în regulă. Păi ce să vorbesc? Face foarte bine că mai verifică. Ce să mai zic? Dumneavoastră ați fost găsit în regulă? Păi sunt în regulă, dar deja acum am început și eu și nu știam și mersul și ăsta e omul, nu știe de la început cum e, nu știe mersul cum este, știți? Și ce am 2-3 zile de când am început și eu să vând și ăsta e, o să fiu și eu în regulă. Adică actele toate am în regulă, dar fiindcă aici la piață nu mi-a dat șeful contractul încă și mi-a să vând nu știu ce. Dar nu ați primit amendă? Nu, deocamdată nu. Eu știu acum, aia mai ne trebuie. Dacă ne pune amendă, suntem la pământ, ce mai? Polițiștii au prezentat celor veniți la cumpărături, în majoritate femei și persoane în vârstă, principalele cauze ce favorizează comitreatul hăriilor prin smulgere, respectiv etalarea bijuteriilor și purtarea acestora în locuri neadecvate, neatenția și neglijența în folosirea bunurilor personale ca telefonul mobil, portofelul și banii. De asemenea, oamenii legii au făcut recomandări populației cu privire la măsurile minime de siguranță și protecție a bunurilor personale, dar și a locuințelor. Totodată, polițiștii au discutat cu persoanele prezente în piață, atât vânzători cât și cumpărători, pe linia prevenirii înșelăciunilor prin metoda accidentul. Și poliția rutieră și-a făcut prezența la acțiunea desfășurată în piața centrală a municipiului Medgidia, așa că unii șoferi au fost prinși pe picior greșit. Așa cum am promis anterior, în cursul zilei de astăzi am organizat și executat o razie de amploare în piața centrală de Medgidia și în zonele adiacente centrului, ocazie cu care s-au urmărit mai multe problematici privind munca de poliție, începând cu cerșetorii, continuând cu cei care de obicei se ocupă cu furtul din buzunare și din sacoșele oamenilor nevoiași, cei care comercializează de obicei țigări, produse agroalimentare, încălțăminte, îmbrăcăminte, cât și alte produse în mod ilegal. Am reușit să identificăm până în acest moment 6 persoane care au fost sancționate conform legii 12/90 privind comerțul ambulant desfășurat în piața din Medgidia. A fost aplicate un număr de 10 amenzi la regimul circulației rutiere tot în aceeași zonă. Au fost conduși la sediul poliției un număr de 6 persoane dintre cei căutați și amprentați, fotografiați, introduși în bazele de date, cât și 2 dintre cetățenii care se sustrăgeau cercetării penale au fost aduși la acest birou, unde în acest moment sunt audiați în legătură cu faptele pe care le-au comis. Totuși, această acțiune de astăzi devine o dezamăgire, pentru că de obicei este știut faptul că piața centrală este plin de comercianți ambulanți, care de obicei oferă spre vânzare multe produse provenite pe surse ilegale, cât și astfel de persoane a căror prezență în acea zonă nu poate fi justificată decât într-un context infracțional sau cel puțin contravențional, însă ca printr-un făcut aceștia n-au mai fost prezenți la ora executării raziei noastre, ceea ce ne face să schimbăm modul de acțiune și vom acționa pe parcursul zilei de azi și a zilei următoare la ore propice pentru această activitate. Poliția municipiului Medgidia nu se va opri aici, ci va desfășura astfel de acțiuni și în zilele următoare, sperând că va avea mai mult succes și va prinde pe bișnițarii care s-au sustras astăzi de la locul faptei. În jurnal mai puteți urmări. Medgidienii care locuiesc pe străzile Luminii, Teodora Man și Dropilor vor beneficia în curând de un mai bun debit la robinete. Lucrătorii Registrului Auto Român au avut de lucru astăzi la prânz. Alături de polițiștii de la rutieră, dar și de poliția locală din Medgidia, aceștia au efectuat un control de rutină pentru a depista eventualele nereguli ale autoturismelor. Poliția rutieră din Medgidia a efectuat o acțiune împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român.
Au fost verificate din punct de vedere tehnic vehiculele care circulau pe drumurile publice. De asemenea, au fost reținute certificate de înmatriculare, dar și permisele de conducere ale șoferilor depistați în regulă. Efectuăm o acțiune împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român privind verificarea stării tehnice a vehiculelor în trafic pentru a constata eventuale vehicule care prezintă defecțiuni tehnice ce pun în pericol siguranța traficului rutier. Câte mașini ați verificat până în prezent? Până la momentul actual am verificat aproximativ 10 turisme, o parte au fost bune, altele mai puțin bune și s-au luat măsura reține certificatul de matriculare. Ce înseamnă mai puțin bune? Prezentau defecțiuni, în special emanau noxe poluante peste limita admisă. Am întâlnit una și cu defecțiuni grave la sistemul de direcție, unde s-a reținut și certificatul de matriculare și permisul conducătorului auto. Polițiștii rutieri din Medgidia vor continua această acțiune și zilele următoare pentru a reduce cauzele generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. Codul rutier precizează că pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat, amenda este cuprinsă între 603 și 1340 de lei. De asemenea, pe lângă amendă, polițistul rutier reține și certificatul de înmatriculare al mașinii și eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile. Medgidienii care locuiesc pe străzile Luminii, Teodoraman și Dropilor vor beneficia în curând de un mai bun debit la robinete, deoarece Seceraja ESA a demarat o lucrare de branșare a gospodăriilor din această zonă la o nouă rețea de apă. Primăria municipiului Medgidia a cerut de curând ajutorul societății comerciale Raja. Deoarece în zona celor trei străzi se desfășoară programul de asfaltare, s-a decis și branșarea în această perioadă a gospodăriilor din zonă la o nouă conductă de apă pentru a nu se strica apoi iar covorul asfaltic. Branșarea se realizează din fondurile Raja, în zonă fiind introdusă o rețea de conducte după un sistem nou care este mult mai eficient. Știm că societatea SC Raja S.A. desfășoară o lucrare pe trei străzi din municipiul Medgidia. Puteți să ne dezvoltați ce se întâmplă mai exact? Da. După cum este cunoscut, în anul 2011, primăria a finalizat, 2011 spre 2012, primăria a finalizat instalarea unor conducte de aducțiune și distribuție în zona de nord. Aceste conducte de distribuție nu au fost legate la momentul respectiv prin branșarea cetățenilor. În anul trecut, în toamnă, Seceraja ESA a făcut legăturile la branșamentele, la conductele noi prin branșare pe strada Mihai Viteazu la un număr de 29 de branșamente și pe strada Independenței la un număr de 4 branșamente. Anul ăsta, având în vedere programul de asfaltare a primăriei, societatea noastră a intensificat activitatea de branșare la conductele noi a unor consumatori. S-a început în zona străzii Luminii, se continuă pe strada Dropiilor și urmează pe Teodoraman. Pe strada Luminii au fost branșați la noua conductă 58 de consumatori, pe strada Dropiilor 55, aici afirmația e greșită, sunt în curs de branșare, săpăturile sunt făcute, urmează să se refacă legăturile. Și în etapa imediat următoare, pe strada Teodoraman, un număr de 45 de legături. De asemenea, în zona acestor străzi, în intersecțiile lor, s-au făcut, refăcut un număr de 8 branșamente. Astfel, locuitorii de pe străzile Luminii, Teodoraman și Dropiilor vor beneficia de servicii mai bune în ceea ce privește furnizarea apei potabile. Acum debitul apei potabile și menajere va crește, iar cetățenii din zonă nu vor mai avea motive de reclamații. Societatea comercială Raja a demarat deja această lucrare, care urmează să fie finalizată până la finele lunii viitoare.
În Jurnal mai puteți urmări. 23 august 1944 este o zi controversată din punct de vedere al semnificației politice. Zeci de cernavodeni au susținut astăzi proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul sesiunii a doua a bacalaureatului. Informatica i-a cam pus în dificultate pe cei mai mulți dintre elevi, care spun că subiectele au fost cu mult peste cunoștințele lor. Sesiunea august-septembrie a început de luni cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. A doua sesiune de examene pentru absolvenții de liceu care au ratat bacalaureatul din vară a început luni 19 august, atunci când mii de tineri și-au testat cunoștințele la limba și literatura română, proba orală. Astăzi, elevii cernavodeni care nu au trecut în vară examenul maturității au susținut proba de evaluare a competențelor digitale. Cei mai mulți dintre ei spun însă că subiectele au fost grele și nu au reușit să rezolve decât o mică parte din ele. Am scris la început primele probe, primele subiecte. Și la ce notă te aștepți tu? 5, 6. A fost mai greu ca în prima sesiune de BAC sau mai ușor? Cum? Dat-o în prima sesiune, n-am dat. Nu știu, am așteptat să fie destul de ușor, dar văd că am întâmpinat și probleme. Câte subiecte ai avut de rezolvat astăzi? 4. Și care a fost mai dificil? Ultimele două au fost mai așa, dar m-am descurcat. Ai reușit să scrii câte ceva la fiecare dintre ele? Normal, că am mai avut experiență cu informatica și la ce notă te aștepți tu astăzi? Nu știu, mai mică, nu, mai mică decât restul. Astăzi? Destul de ușoare. Te-a pus ceva în dificultate? Câte subiecte au fost? Au fost 6 parcă puncte romane, ușoare. Mai ușor decât în prima sesiune sau mai greu? Nu am fost în prima sesiune, asta e prima pentru mine. Da, m-am descurcat. La ce notă te aștepți? Nu știu, că sunt calificative, nu sunt note bine. Subiectele ușoare sau v-au pus în dificultate? Grele, un pic în dificultate. Ultimele două am înțeles că au fost puțin mai grele. Da. Da. Reușit să scrii? Am scris, dar nu știu cât de bine. Ca și calificativ, la ce vă așteptați? Mediu. Nici la probele scrise elevii cernavodeni nu speră la note mai mari. Matematica și fizica sunt disciplinele de care ei se tem cel mai tare. De ce ți-e frică în continuare la următoarele probe? Acum începe partea mai grea de matematică. Matematica e... La ce probe te aștept să fie mai greu de acum încolo? La scris. La fizică. Probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea a doua, vor debuta pe 26 august cu examenul la limba și literatura română, urmat pe 27 august de examenul la limba și literatura maternă. Proba obligatorie a profilului va avea loc pe 28 august, iar cea la alegere a profilului și specializării pe 30 august. Afișarea rezultatelor se va face pe 2 septembrie până la ora 12, urmând ca în aceea zi să fie depuse contestațiile în intervalul orar 12-16. 23 august 1944 este o zi controversată din punct de vedere al semnificației politice. Timp de peste 4 decenii până la căderea regimului comunist, ziua de 23 august a fost declarată Ziua Națională a României, care se celebra cu serbări pe străzi în toate orașele. Pionierii și muncitorii erau scoși la defilare, iar florile, eșarfele fluturate și cântecele patriotice erau nelipsite. Acum 63 de ani, regele Mihai I, într-o proclamație către țară, anunța ieșirea României din războiul contra Națiunilor Unite, în timp ce mareșalul Ion Antonescu și miniștrii săi erau arestați. La putere era înscăunat un guvern format de noua coaliție Blocul Național Democratic, din care făceau parte țărăniștii, liberalii, socialdemocrații și comuniștii, iar România a intrat în sfera de influență a URSS cu urmările știute. Dincolo de implicațiile politice ale evenimentelor de la 23 august, armata română a jucat un rol determinant, spun unii istorici, în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. Alături de sovietici, militarii români au eliberat Transilvania și au ajuns luptând împotriva armatei germane până la porțile Berlinului. Astfel, 23 august a devenit Ziua Națională a României, fiind sărbătorită cu fast în fiecare an de către regimul comunist. Cu toate că nu au jucat un rol important în evenimentul de la 23 august 1944, comuniștii au reușit să folosească actul din acea zi în folos propriu. De la insurecție armată, evenimentul a fost denumit Revoluție de Eliberare Socială și Națională Antifascistă și Antiimperialistă, iar regimul comunist și-a arogat timp de peste 4 decenii paternitatea actului istoric.
În ultimii ani ai regimului, manifestațiile de pe 23 august au servit cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu, acesta devenind principala figură a momentului. Stadioanele erau pline cu oameni aduși din fabrici, televiziunea transmitea programe speciale, defilări megalomane și petreceri muncitorești. Așa sărbătoreau românii înainte de Revoluție 23 august muncitoresc, Ziua Națională a României, la acea vreme. Pământul a epuizat toate resursele naturale pe care planeta le poate genera într-un an de zile, astfel că vom trăi pe credit până la sfârșitul anului, avertizează Fondul Mondial pentru Natură. Fondul Mondial pentru Natură a anunțat că populația de pe întreg Pământul a epuizat toate resursele naturale pe care planeta le poate genera într-un an de zile. Pentru restul anului 2013 funcționăm în sistem de deficit, adică vom consuma peste ceea ce ne poate da natura, lăsând o planetă mai săracă în resurse pentru noile generații. Magor Xibi, directorul Fondului Mondial pentru Natură, filiala România, a declarat că dacă până acum era vorba de un proces lent care urma să afecteze generațiile viitoare, în prezent începe să fie tot mai clar că efectele consumului pe deficit își vor face simțită prezența din ce în ce mai mult pe termen mediu și scurt. Xibi a explicat că dacă anul trecut, pe 22 august, ajungeam la capacitatea de susținere a planetei noastre, anul acesta atingem această limită cu două zile mai devreme. Epuizarea stocurilor și acumularea de deșeuri și emisii, în special cele de dioxid de carbon, pot continua pe o durată limitată, până când ecosistemele încep să se degradeze și în final să colapseze. Impactul consumului excesiv se vede deja în diverse fenomene, precum lipsa apei, deșertificarea, eroziunea solului, scăderea productivității solurilor, defrișările și fenomenele negative cauzate de dispariția pădurilor, dispariția speciilor, colapsul unor stocuri de pește și schimbările climatice. În România, suprafața de sol productiv necesară pentru producerea bunurilor și resurselor consumate de către populație este în prezent de 2,7 hectare de teren și apă pe cap de locuitor, peste ceea ce poate oferi mediul natural al planetei. Practic, în țara noastră, amprenta ecologică, indicele care măsoară necesarul de sol productiv și apă pentru producerea bunurilor și resurselor consumate de către populație și pentru neutralizarea emisiilor și deșeurilor, depășește valoarea pe care o poate oferi planeta, respectiv 1,8 hectare de teren și apă pe cap de locuitor. Prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. La noapte, temperaturile vor indica 15 grade Celsius și vom simți o ușoară adiere a vântului. Mâine va fi cald, temperaturile vor atinge maxima de 31 de grade la ora prânzului. Acestea au fost știrile Media TV Medgidia. Sunt Simina Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, ne găsiți la sediul redacției noastre din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Chigorescu. De asemenea, suntem disponibili la adresa de e-mail mediatvmedgidia@gmail.com, la numerele de telefon 0241-820-700, 0728-820-700, pe Facebook sau pe site-ul nostru mediatvgroup.ro. O seară plăcută! Pe curând!